eu sunt Vladimir, așa că o să încep cu un disclaimer. Acolo scrie Cătălin Mureșan, ăsta nu e articolul meu. Și având în vedere că vă povestesc despre GenAI, poate să mă întrebați ce caut aici, că puteam foarte bine să generăm o prezentare și o voce care să vă facă, dar parafrazându-l pe Ghiuri, cât a zis, hai că te descurci, că suntem intelligent human beings, dar apropo de întrebarea ta, n-aș vrea să-mi analizeze vocea, că nefiind articolul meu, am și niște emoții. Ok, da, să-i dăm drum. O să încep, deci, despre ce vorbim acum? Despre cazuri de utilizare ale GenAI în ELM, adică în Application Lifecycle Management. Nu o să stau mult la partea de ELM sau ce înseamnă, cred că știți toți că e un proces complex care acoperă durata de viață unei aplicații de la concepție, design, până la implementare, deployment și chiar până la activitățile de scoatere din uz, că presupune procese de genul requirement management, version control, build management, release management and so on și că poate fi operat în diferite cadre sau respectiv diferite framework-uri, gen Agile, Waterfall, Aspice, Kanban, whatever. De unde a pornit articolul ăsta? De fapt, noi avem un POC creat în zona de automotive, bazat pe sau în zona de requirement management, sub auspiciile Aspice, și care deja a fost prezentat la niște parteneri ai noștri, s-a bucurat de succes și așa am ajuns ca acest coleg al meu, Cătălin, să scrie articolul acesta. Referitor la GenAI, cred că știm toți că, de fapt, este o diviziune a Deep Learning, bazat pe, sau focusat pe crearea de content, din date deja existente, că poate fi antrenat cu artefacte deja existente. Și o să vedeți și o bucățică din acel POC pe care l-am făcut noi, unde ce am folosit noi pe partea de GenAI este endpoint-uri de Azure pentru GPT-4, respectiv GPC pentru Gemini 1.5 de la Google și pe partea asta de Gemini 1.5 ne mândrim și cu faptul că suntem printre primii 100 de developeri din lume care am primit acces la Gemini 1.5 până acum. Ok, ce facem cu GenAI în ELM? Evident, în Application Lifecycle Management avem deja numeroase zone în care se folosește automatizare și întrebarea care se pune este cu ce poate participa inteligența artificială, în genere GenAI-ul. Și, într-un fel, noi am ajuns la concluzia că suntem într-un proces de adopție care cu siguranță va dura, dar o să aducă numeroase îmbunătățiri. Evident, vorbim de înțelegere semantică și, cu siguranță, în ELM există numeroase procese, unele dintre ele să le numim birocratice sau repetitive, în care pot exista numeroase zone unde pot apărea bottlenecks și aici am considerat că am putea apela la inteligența artificială, la GenAI. Câteva exemple ar fi în zona de requirement management și aici ne putem referi, de exemplu, la standardul ISO 29148. La ce se referă acesta? Se referă la calitatea requirement-urilor, respectiv să nu fie repetitive, să nu fie contradictorii, să fie complete. Nu o să menționez încă un aspect important, care este singularitatea, o să revin la el mai târziu. Ce mai putem face cu GenAI este să derivăm sau să scriem user story-uri în baza unui content pe care îl punem la dispoziția inteligenței artificiale și totodată să generăm acceptance criteria
pentru diferite requirement-uri sau pentru user story-uri, de exemplu, după best practice-ul de BDD, business-driven, derived-driven, respectiv de forma if, when, then. Și pentru asta, la ce am apelat noi, a fost prompt engineering. Ce este prompt engineering? Prompt engineering este un mod de a comunica cu inteligența artificială, respectiv este o structurare a datelor pe care le pui la dispoziție ca el să fie în stare să le înțeleagă, iar un prompt, că de fapt asta îi oferim prompturi, de exemplu în zona de requirement management, un prompt este efectiv un text în limbaj natural pe care inteligența artificială poate să-l înțeleagă ca un task. O să vă las să vă uitați la acest video care este o bucățică din ce conține POC-ul creat de colegii mei. Cum? Da, doar o clipă că mai vreau să zic ceva. Și aici, apropo de ce ziceam la început cu vocea și cu prezența mea pe scenă sau, mă rog, în mijlocul vostru, am decis totuși să generăm o voce care vă va face prezentarea din acest videoclip. Nu de alta, dar din nou Cătălin zicea, ai un accent în engleză care e foarte sud-est european și mai bine să auzim ceva clar. Poți să-i dau eu drumul de aici sau... Nu știu. On the screen you can see Codebeamer and in the middle of the screen you see the requirements. We can now open the detailed view for one requirement. On the top you see several fields. Cum îl dă mai tare? Din hub? Asta. On the screen you can see Codebeamer, and in the middle of the screen you see the requirements. We can now open the detailed view for one requirement. On the top you... On the screen you can see Codebeamer, and in the middle of the screen you see the requirements. We can now open the detailed view for one requirement. On the top you see several fields that define the requirement. We added the fields according to ISO 29148. These fields are unambiguous, implementation-free, complete, feasible, verifiable, and singular. The additional review field shows the percent that this requirement is complete. Also, we added a button to review the requirement with the help of AI. Let's have a look at the requirement itself. It says, customer requests to lower vibration and noise, no sensor noise. Now let us have a look at the review feedback from the AI. We can see that the requirement is not unambiguous, it is not implementation free, it is not verifiable and not singular. In the explanation we find for implementation free, avoid mentioning sensor noise if it is a specific implementation detail rather than a system requirement. For unambiguous we get the feedback, define clear and measurable levels for lower vibration and noise to remove ambiguity. For singular we get, separate the requirements for lowering vibration and noise into two distinct requirements if they are not inherently linked. Finally for verifiable we get, include criteria or methods by which the lowered vibration and noise levels can be verified. Overall the requirement is rated as less than 50% complete. All this feedback makes sense and can help to improve the requirement. We also get a proposal for an improved requirement. It says, the system shall reduce vibration levels to not exceed X dB under normal operating conditions, as verified by a specified test method. The system shall reduce noise levels to not exceed X dB under normal operating conditions, as verified by a specific test method. We can accept this proposal with the button, Update Description. It is then copied into the description field. We now go back to the tracker view of all requirements. Instead of checking each requirement by itself, we can press the button Review Tracker. This will review each requirement in the complete tracker.
It will also check for inconsistent and double requirements within the tracker and output the findings on top of the screen. We can see that requirements 2 and 5 are similar but not identical. Also, requirement 4 is inconsistent to the other requirements, as it is inconsistent to request from a car to fly. Both comments are correct and help to find inconsistent and double requirements. A short summary sentence concludes the findings. Se mai dăm de citit sau las? Ok. Ce ați văzut este CodeBeamer, care de fapt este o suită pentru ALM, pentru Application Lifecycle Management, care acoperă zona de Requirements Management, Risk Management și also Test Management. Ce am făcut noi de fapt? Am antrenat AI-ul cu ceea ce este inclus în standardul ISO 29148, despre care vă vorbeam mai devreme. Totodată, GenAI are la dispoziție toate requirement-urile care erau scrise pentru proiectul respectiv. Și așa cum specificam la început, ne poate răspunde la câteva întrebări și chiar să facă review cu privire la completeness, cu privire la neambiguitate, cu privire la faptul că nu avem requirement-uri care se contrazic între ele. Care ar fi next steps acum? Folosind prompting engineering, nu putem acoperi, de exemplu, partea de singularitate a unui requirement. Adică să nu existe mai multe requirement-uri care să se refere la același aspect, dar scrise într-o formă diferită. Nu putem, de exemplu, pe partea de user stories, să ne asigurăm că pentru un epic, de exemplu, am creat toate user story-urile de care este nevoie ca să ajungem în implementare, să acoperim cerința X. Pentru asta avem nevoie de ceva un pic mai mult, care de fapt se numește embedding. Cei care au cunoștințe de machine learning știu despre ce vorbesc. Ăsta ar fi următorul pas în dezvoltarea acestui POC despre care vă vorbeam. Dar oricum, părerea noastră este că pe lângă beneficiile financiare, o să vorbesc despre asta imediat, unde încercăm să ajungem este să ajungem la requirement-uri care să fie complete și care să aibă o calitate mai bună decât cea pe care probabil au multe proiecte sau aplicații în momentul de față. Referitor la beneficiile financiare, folosim doar prompt engineering, de exemplu, pentru un tracker de CodeBeamer, costurile de utilizare a GenAI sunt undeva la 3 cenți pentru un tracker. Dacă vom ajunge să implementăm asta și folosind embedding-ul, cu siguranță costurile cresc, dar din nou raportat la calitatea pe care ne așteptăm să o obținem, s-ar putea ca toate costurile să fie să fie viabile totuși și pe lângă asta, desigur, vorbind despre companii, avem nevoie de soluții de AI care să fie enterprise, o să revin și la acest aspect imediat, dar există și tool-uri open source la care putem apela. Și ca un final, probabil mulți ne punem întrebarea cine are drepturile asupra inputului, dar și asupra outputului la utilizarea GenAI într-un asemenea caz. Răspunsul este că dacă vorbim de soluții GenAI corporate, cu siguranță, sau cel puțin asta este promisiunea providerilor, este că inputurile și outputurile aparțin utilizatorului. La fel ni se promite și eu tind să cred că este așa. În momentul în care eu voi antrena AI-ul, datele pe care le va genera nu sunt puse la dispoziția concurenței. În al treilea rând, o problemă pe care ne putem pune este, ok, noi ce facem? Rămânem fără job? Eu cred că nu rămânem fără job și apropo de requirements engineering, cu tot beneficiul pe care eu zic că îl aduce sau îl va aduce GenAI în această zonă,
review final totuși o să-l fac Some Humans și Not the Machine. Și în ultimul rând, precum spuneam, costurile sunt justificate, da, sunt justificate dacă vom găsi un balans corect între soluțiile enterprise și ceea ce se oferă ca și open source în acest moment pe piață. Și cu asta eu vă mulțumesc, asta e prezentarea lui Cătălin. Dacă aveți întrebări. Aș vrea să știu dacă vedeți anumite riscuri în generarea de requirements de către GenAI, având în vedere că pot să apară halucinații. Ai spus deja că ultimul review va fi făcut de un om. Mă gândesc că tocmai ăsta ar fi motivul, nu? Pentru care... După cum ziceam, ne ducem în zona de requirement management. Pentru moment, nu ne-am gândit să scrie AI requirements. La fel cum contentul sau cerințele pentru un anumit proiect vin tot de la voi sau de la noi sau de la potențialul client. Noi aici vorbeam despre analiza requirement-urilor și la fel vorbeam despre momentul în care vorbim de embedding, să avem un anumit content din care să derivăm user stories și eventual să ne asigurăm că user story-urile acoperă cerințele sau anumit modul. Îți mai dau un exemplu. În zona de testare, acolo da, putem lăsa AI-ul să scrie test case-uri, dar avem două cazuri. Avem black box testing, unde putem folosi prompt engineering, cei black box testing, îți dau un exemplu. Am o cutie, nu mă interesează ce e în ea. De exemplu, un automobil. Precondițiile sunt, trebuie să deschid ușa să mă așez în scaun și să bag cheia în contact. Postcondiția este ca porni motorul după ce eu am întors cheia. Aici pot să las AI-ul să scrie testele pentru că sunt cu caracter observabil. În momentul în care vorbim de lucruri mai avansate, ca de exemplu despre white box testing, unde deja mă interesează ce este înăuntru componentei, mă interesează semnale complexe de intrare sau de ieșire, din nou pot să apelez la AI, dar am nevoie de o antrenare, să zicem, superioară a inteligenței artificiale ca să fie în stare să scrie. Un, doi. Mă ajută AI-ul să fac user story-urile, dar verificarea finală rămâne tot la the human. Dacă nu mă înșel, a fost menționat termenul singularitate, dar nu am ajuns la definiție, dacă am fost destul. 1, 2. Asta spune. Apropo de singularitate, ziceam că unul dintre criteriile la ISO 29148 este ca pentru o anumită cerință să am un requirement singular, adică să nu duplic requirement-urile pentru un anumit aspect pe care trebuie să-l am în vedere. Și pentru aceea ziceam că nu pot să apelez doar la prompt engineering, ceea ce am folosit până acum, ar trebui să mergem și în faza de embedding pentru antrenarea inteligenței artificiale. Da, scuze. Stai.
Eu m-am bucurat foarte mult când am auzit menționat modele open source sau, mă rog, modele open weights. Cam care e diferența de performanță pentru asemenea aplicație dacă se folosește Gemini, GPT sau ceva open weights, Mistral sau ceva similar? Sincer, nu știu să-ți răspund la întrebare. Ca și performanță, nu cred că sunt foarte mari diferențele, mai ales în zona asta în care mă adresez eu acum sau ne adresăm noi acum. Balansul sau echilibrul pe care trebuie să-l avem în vedere este cu siguranță cel de ownership al datelor, respectiv a ce îi dau a celor care au acces la ceea ce eu am antrenat într-un GNI, nu contează că vorbim de... Tocmai problema asta e rezolvată dacă modelul rulează eu local. Corect. Mersi. Mersi și eu. Bun. Mulțumesc. Și cu asta fiind zise, hai să-l aplaudăm pe Vladimir. Mulțumesc.